The Adam Project este un film abia apărut pe Netflix, foarte Ryan Reynolds-ish, adică este cu Ryan Reynolds, este regizat de Sean Levy, fără referință la Attack on Titan, care a mai făcut și a regizat și Free Guy și Real Steel cu Hugh Jackman și sunt foarte buni prieteni Ryan Reynolds cu Hugh Jackman. Ți-ai înțeles ideea și de ce partenerul ăsta după Free Guy au făcut un film bine. De data asta este SF. Comedie cu umor din ăsta meta, știi, gen foarte Ryan Reynolds zici după Deadpool, adică referințe la filme, chiar și la filmele lui, e una cel puțin, care a fost destul de mișto în momentul ăla, știi, mi-a plăcut, a mers și în film și ca referință, a fost ok. Film în care, fără spoilere, avem personajul lui Ryan Reynolds, se întoarce din 2050 înapoi în 2022, are un motiv, nu o să zic spoilere, dar se întoarce și se întâlnește cu el însuși varianta de 12 ani cât ar fi avut în 2022 și au ales un copil actor foarte bun care limită foarte bine pe Ryan Reynolds, chiar l-au regizat sau i-au spus cum să și chiar i-a ieșit, adică e talentat puștiu. Chimia dintre ei și dialogul și cum interacționează a fost probabil partea cea mai bună a filmului, pe lângă niște umor din ăsta mai meta, știi, gen Ryan Reynolds și nu doar meta, dar umorul lui câteodată merge, câteodată nu prea, știi, mai contează scenariul, mai contează, nu știu, acum poate parteneriatul ăsta pe care l-are cu regizorul ăsta și faptul că e și el producător și poate să-și mai bage din chestii. În ultimul timp parcă a fost mai bine, a avut niște filme Ryan Reynolds foarte, foarte, foarte proaste în trecut. Procentul a început să fie mai bun, știi, și umorul parcă a început să fie mai bun și nu știu ce, dar nu m-a obosit încă, adică în continuare dacă apar un film cu Ryan Reynolds, comedie SF, comedie dramă, comedie horror, e, în continuare sunt gen, hai să vedem cum e, ar putea să fie, ar putea să fie prost, ar putea să fie amuzant și încă să aibă carismă și nu știu ce. Și deocamdată după Deadpool au fost majoritatea procentul a fost destul de bun. Free Guy a fost destul de bun și destul de amuzant. Ăsta e destul de amuzant. Red Notice a fost N-am terminat cu ce se întâmplă în film fără spoilere. Bine, de fapt asta e povestea. Se întoarce în 2022 să facă ceva și se întâlnește cu el de 12 ani și bineînțeles că îl urmărește cineva din viitor și vrea să-l... N-am înțeles partea asta. Vrea să-l omoare, dar nu-l omoară din prima. E o tehnologie din asta în care soldații au niște costume care îi fac invizibili, știi? Și chiar și navele pot să fie invizibile, dar își renunță, știi, la camuflaj fix înainte să ajungă să-i omoare păștea. Adică, când ajung în raza lor de așa, să renunță la camuflaj și ești gen... Și sunt gen, hai înapoi la timpul tău, ești arestat, vino înapoi cu noi, știi? Și ăștia sunt, nu, știi? Bine, e amuzant că chiar așa zic, știi? Chiar așa zice Ryan Reynolds, nu. Da, nu. Și după aia încearcă să-i prindă și ăștia se luptă cu ei și îi omoară soldații și nu știu ce. Și atunci încearcă să-i omoare. Se întâmplă chestia asta de cel puțin 3 ori. Nu înțeleg ce vor ăia personajele negative să facă. Nu vor, să zicem că nu vor să încurce, să facă, nu știu, să distrugă timpul, timeline-ul și așa cursul istoriei viitorului, whatever, dar după aia tot încearcă să-i omoare, așa că nu înțeleg. E autoapărare, gen, am încercat să-i prindem, dar dacă nu vor să fie prinși, hai să-i omorâm acum. Se întâmplă de vreo 3-4 chestii asta. Asta a fost, nu știu, ce m-a deranjat cel mai mult. Eram gen, de ce nu-i omori acum? Omoare. Efectele au fost destul de mișto. Scenele de acțiune, dacă erau și mai mișto, știi, sau... Filmul era mai emoționant, pentru că sunt câteva momente aici care sunt emoționante și n-au fost întrerupte de... Au fost vreo două care n-au fost întrerupte de glumă. Așteptam nervos, știi, să întrerupă cu o glumă și n-au făcut-o în vreo două momente. Au fost și altele în care au făcut-o, dar ar fi putut să facă mult mai emoționant, mult mai emoționant, aveau potențialul ăsta. A fost ok pe partea asta, știi? Și la fel și pe partea de acțiune. Arată bine, sunt scenele destul de mișto coreografiate și filmate, nu știu ce, destul de bine, dar nu sunt
extraordinare să zici, bă, da, nu i-au omorât pe aia pentru că trebuia să existe scena asta de acțiune care a fost foarte mișto. Nu, a fost ok, știi? Dar cam toate au fost ok, cam toate aspectele filmului au fost ok. Pe lângă Deadpool îl avem și pe Hulk, o avem și pe Gamora, o avem și pe Elektra chiar, da, Jennifer Garner. Aproape toți actorii au fost la un moment dat super-erou sau super-villain. Deci nota mea este undeva pe la +7. E ok, e ok filmul. Da, n-aveți ce face, aruncați un ochi, e distractiv-ish. Părerile voastre, cei care l-au văzut ce v-a deranjat cel mai mult, putem să vorbim cu spoiler, spuneți spoiler și gen comentăm acolo ce fază a fost aici în evidență și nu știu ce a fost mai ciudat, mai stupid, mai amuzant, mai mișto. Și notele voastre, sunt curios să, până data viitoare, uitați să vă abonați și clopoțel pentru următoarele recenzii, anime, filme noi, seriale, filme vechi, chestii, mai punem la poluri, mai vedem, mai... Am încerc să fac ceva cu un anime în continuare. Mai dați-mi ce vreți să fac, orice ar fi. N-am comentarii? Vizionare foarte plăcută. Pa, da, pa, da, pa, da, pa, da, pa. Da.